În localitatea Sasca Nouă, comuna Cornulungii, județul Suceava, a fost sfințită joi 10 februarie 2022, în ziua pomenirii Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, o troiță. Slujba a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, împreună cu un sobor de preoți. Aceasta se află în incinta complexului Madras din Sasca Nouă, în apropierea drumului național 2E, care leagă orașul Fălticeni de Gura Humorului. Troița, ascultată de către preotul Petru Corduneanu de la parohia Pâraie 2, protopopiatul Fălticeni, a fost înălțată prin grija familiei Crăciun Constantin și Maria cu fiii și nepoții spre slava lui Dumnezeu, în semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de-a lungul timpului. Pe lângă numeroși invitați la acest moment emoționant, a participat și primarul comunei Cornulungii, Gheorghe Fron. Le au luat nestrigăciune, aceluia să strigăm. Cugitare, împinăm Hristoase. La final, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat frumoasa ctitorie a familiei Crăciun și a vorbit despre importanța Sfintei Cruci în viața unei comunități. Cei care se vor închina trecând pe alăturea, închinându-se la această frumoasă croiță, această frumoasă cruce, chitorită de așa un om cu suflet mare. Iată încă o dovadă vie, acești oameni cu frică de Dumnezeu, cu credință, știu să mulțumească și să răspundă lui Dumnezeu, putem spune aducând această ofrandă, această troiță. Sunt foarte bucuros sufletești, foarte fericit că astăzi m-ați chemat să iau parte la așa mare binecuvântare. Această Sfântă Cruce, această troiță va ocroti toată comunitatea și toată zona și unde vă osteniți aici și tot creștinul de fiecare dată când o să treacă pe alături, o să se închine și să mulțumească lui Hristos Dumnezeu. Pe fratele Constantin deja m-a cărtezat că eu mâine n-am să lucrez, fiindcă este Sfântul Haralambie. Și de când mă știu, nu lucrez. Iată, a dorit să fac în această sfântă binecuvântată zi, deci nu este cu cruce roșie, dar este un mare sfânt și o mare sărbătoare. Și a găsit de cuvință să pună sfințirea astăzi. Bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. Fiți binecuvântați! Amintim că familia Crăciun din satul Găinești, comuna Slatina, județul Suceava, s-a remarcat de-a lungul timpului prin daniile către bisericile de parohie și către mai multe așezări monahale. De mai mulți ani, între această binecuvântată familie și mănăstirea Hadâmbu, s-a creat o legătură de suflet datorită binecuvântării și mijlocirii Maicii Domnului.